Doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit! Urmează știrile Clar TV Muștel. Iată care sunt titlurile ediției de astăzi. O expoziție inedită de caricatură marca Bogdan Petri la Galeria Arta. Adina Țuțară și prietenii săi au încântat publicul muștelean prin poezie și imagini. Record național pentru Armando Bănicioiu la campionatul național de probe combinate. Suprafețe imense de teren au fost afectate de incendii de vegetație în localitatea Suseni. Pompierilor le-a fost cu atât mai greu să stingă focul, cu cât vântul a contribuit din plin la propagarea flăcărilor. Au intervenit și localnicii cu tractoare cu plug, care au brăzdat terenul ca să izoleze focul. Au fost multe sesizări de incendii de vegetație în weekendul care tocmai s-a încheiat. Două au fost notabile pentru pompierii argeșeni. Cei de la secția Costești au intervenit pentru stingerea unui incendiu produs la o miriște de pe un câmp din localitatea Suseni. Acolo ardeau inițial câteva hectare de vegetație, însă focul a fost întețit de vânt și s-a extins pe o suprafață din ce în ce mai mare. Trei ore le-a luat pompierilor pentru localizarea și lichidarea incendiului. De la câteva sute de metri s-a ajuns să fie afectate aproximativ 20 de hectare de teren. Alți pompieri de la punctul de lucru Izvoru au fost chemați de urgență la alt incendiu de vegetație izbucnit în localitatea Buzoești. Pompierii spun că în această situație cineva a pus foc pentru a arde resturile vegetale de după lucrările agricole, însă focul s-a extins foarte mult și cu repeziciune. Din cauza riscului de a se extinde și la locuințe, pompierii au apelat la un localnic, proprietar de tractoare, care a arat terenul ca să izoleze focul. Pe tot parcursul nopții, pompierii argeșeni au fost solicitați să intervină pentru stingerea incendiilor de vegetație uscată, precum și de deșeuri menajere și resturi de grajd. Ei au intervenit cu autospeciale pentru stingerea incendiilor și în urma manifestării flăcărilor am constatat că a fost afectată o suprafață de teren de peste 100 de hectare și aproximativ 8000 de kilograme de deșeuri menajere și resturi de grajd. În una din situații a fost nevoie și de intervenția unui operator economic, fermier, care a sosit la fața locului cu două utilaje pentru brăzdarea terenului, deoarece incendiul se manifesta pe o suprafață foarte mare de teren, aproximativ 80 de hectare, acesta brăzdând terenul, separând astfel zona care ardea de zona la care nu ajunsese încă incendiul. Intervenția s-a întins pe aproape două ore și au ars aproximativ 80 de hectare. În total, peste 100 de hectare de terenuri acoperite cu vegetație uscată au ars în cele două localități argeșene. Un incendiu a izbucnit într-un bloc turn din municipiul Pitești. Pompierii au fost nevoiți să folosească autospeciala cu scară pentru a ajunge la etajul al cincilea, acolo unde se afla apartamentul incendiat. Toți locatarii au fost evacuați. Un incendiu a avut loc într-un apartament situat la etajul al cincilea al unui bloc turn din municipiul Pitești. Vecinii au văzut fumul și 11 dintre ei au coborât în fața blocului. Fiind weekend, lumea nu prea era acasă, în total 23 de persoane au fost evacuate de pompieri pentru siguranță. S-a intervenit atât în interiorul blocului, cât și pe exterior cu ajutorul unei mașini cu scară. În jurul orei 10 și jumătate, pompierii au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit într-un apartament din municipiul Pitești. Ajuns la fața locului, au constatat că flăcările se manifestau la nivelul balconului, respectivului apartament care se afla la nivelul al cincelea al unui bloc. A fost identificată și o persoană care a avut nevoie de îngrijiri ale paramedicilor SMURD, fiind vorba de o persoană de sex feminin în vârstă de 78 de ani, care prezenta o ușoară intoxicație cu monoxid de carbon și atac de panică, ulterior fiind transportată și la spital. Pe timpul misiunii s-a intervenit atât din interiorul locuinței, cât și din exteriorul acesteia, cu ajutorul unei autospeciale pentru intervenție și salvare de la înălțime. Nu au fost alte probleme,
Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost de natură electrică. Pe timpul misiunii s-a procedat și la evacuarea a 23 de persoane, 11 dintre acestea fiind evacuate de către pompieri. Proprietarul apartamentului unde a izbucnit incendiul, o femeie de 78 de ani, a fost dusă la spital după ce s-a intoxicat cu fum și a făcut un atac de panică. Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost un scurt circuit electric. Întrebări a fost titlul expoziției de caricatură vernisată la Galeria Arta din Câmpul Lung. Autorul, caricaturistul Bogdan Petri, a provocat asistența la un dialog despre inteligența artificială pornind de la lucrările expuse. De la o astfel de întâlnire nu avea cum să lipsească academicianul Gheorghe Pou. Galeria Arta din Câmpul Lung a găzduit vernisajul expoziției de grafică umoristică a binecunoscutului grafician mușcelean Bogdan Petri, colaboratorul revistei Cața Venci. Lucrările expuse au fost adunate sub titlul Întrebări, iar cei prezenți au fost provocați la un dialog despre inteligența artificială și cum va modifica aceasta în timp caracterele umane. Pornind de la această idee, invitatul special al evenimentului a fost academicianul Gheorghe Păun. Ideea că știm ce e inteligența umană, putem defini ce e inteligența artificială. O mașină inteligentă dacă nu poate simula pe om. În ce? Și aici iarăși o discuție lungă. În a crea texte, în a recunoaște fotografii, chipuri umane, în a juca șah, deci o abordare behavioristă, cum zic americanii, să urmărim oamenii când rezolvă ceva și noi spunem că l-a rezolvat inteligent. Că a folosit inteligent. O mașină care simulează pe om e inteligentă, el a făcut un test. Pe vremea aceea nu era o tastatură, era în camera vecină o tastatură, calculatorul era cât clădirea. Testul Turing cerea ca un calculator să-l poată minți pe un om că e om, nu calculator. Deci o să nu știu ce în camera vecină, să discut cu el prin perete, iar el, calculatorul, să pretindă că e om. Ulterior s-a rafinat, se pretinde că e femeie sau bărbat și o să nu poți să mă deja s-a ajuns la asta. Să fie... Asta spun, toate astea sunt de mult istorie făcute, dar progresul a fost extrem de lent. Tablourile expuse au avut două interfețe, una umană și alta care are o referire directă la robotizarea vieții cotidiene. Despre cum va evolua tehnica artistică în lumea inteligenței artificiale, a vorbit caricaturistul Bogdan Petri. Hai să-i dăm o dentă mai actuală, hai să o modernizăm, să o fixăm în realitate. Și atunci ne-am gândit la inteligența artificială și cred că am ales cel mai bun subiect, pentru că este extrem de actual și vorba de un fenomen cu care va trebui să ne obișnuim. Suntem la început, deci el este născut de foarte curând, așa, dar evoluția lui este exponențială, cum vorbeam mai devreme, și pe zi ce trece, această inteligență artificială devine din ce în ce mai agresivă, aș putea spune. Este și o capcană, pentru că ea vine cu o ispită. Firește, fiecare din noi vrem să avem câte un device, fiecare din noi vrem să comunicăm și să aflăm cât mai multe despre această inteligență, vrem să ne ajutăm prin ea să ne ajute la un moment dat și probabil că la prima vedere cam asta ar fi, nu, rolul ei, dar dacă sunt și ne gândim mai bine la un viitor, această inteligență artificială este un pericol evident pentru umanitate. Intervențiile invitaților, printre care s-au aflat artistul Gheorghe Popescu Mușcel, sculptorul Radu Adrian, pictorul Liviu Cioacă și profesorul Adrian Săvoiu, au conturat o idee nu prea roz despre ce va însemna evoluția omenirii în următoarele decenii. Expoziția va fi deschisă până pe 10 septembrie, iar cei care vor să descopere trecutul și viitorul în viziunea artistului Bogdan Petri o pot face în această perioadă. La secția de etnografie și artă populară a Muzeului Municipal din Câmpul Lung a avut loc un dublu eveniment care a adus la un loc câteva nume importante ale scrisului și artei fotografice. În cadrul vernisajului de fotografie au expus artiștii mușceleni, dar și artiști din alte colțuri ale țării.
unii dintre ei viețuind peste hotare. Cartea lansată doar două cuvinte, a Adinei Țuțară, a reușit să introducă asistența într-o atmosferă poetică autentică. Curtea celei mai vechi case din municipiul Câmpulung, care adăpostește secția de etnografie și artă populară a Muzeului Municipal, a fost gazda unui eveniment care a adunat la un loc iubitori de fotografie și carte. Vernisajul expoziției și lansarea de carte a Adinei Țuțară a ocazionat un moment special în care cei prezenți au intrat într-un joc al imaginarului și cuvintelor. Au fost expuse tablouri aparținând artistului fotograf Marius Sminchișe, preotului Ovidiu Vlășceanu, Andrei Trandafir, David Oprescu și Dan Colisnic. Cartea Doar două cuvinte a Adinei Țuțară s-a bucurat de aprecierea prietenilor, dar și a invitaților speciali. Cartea este despre o lungă căutare, o căutare pe care fiecare dintre noi o avem, între scâncet și bocet. Adică de la naștere până când murim, tot căutăm, ne lovim de două cuvinte pe care ni le repetăm sau pe care le auzim, pe care ne e drag să le auzim, pe care ne e greu să le spunem. De asta, pentru fiecare, sunt două cuvinte care de multe ori sunt definitorii și care ne schimbă. Aceste două cuvinte nu sunt aceleași pentru mine sau și pentru Carmen. Cu siguranță pentru mine și pentru oricare dintre dumneavoastră nu sunt aceleași. Aș fi vrut să spun cele două cuvinte abia la sfârșit, când ați terminat de scris pe bilețele. Nu sunt ale mele, sunt împrumutate. Eu cred că omul are nevoie de iubire și de sens. Despre cartea lansată a vorbit Marius Sminchișe, Cristina Nicula și Dan Colisnic. O surpriză deosebită este această întâlnire cu Adina, pe care cu mulți ani în urmă am condus-o, nu eu am, adică o mică parte din succesul ei sau eu știu, din drumul acesta către afirmare, a fost cu mulți ani în urmă când ea a fost prezentă la concursul de la Dej care se numea Pana de Aur. Nu știu dacă își mai aduce aminte cineva, probabil colegii mei de la școala numărul 3 unde a fost elevă, nu știu dacă își mai aduce aminte cineva cât de important era un premiu la vârsta pe care Adina o avea, probabil în clasa 6, dacă nu greșesc, deci iată, mulțumesc de confirmare. Și când am descoperit-o pe Adina, acum poetă, consacrată, spun eu, am fost foarte surprinsă. Grație, doamnei Carmen, ți-am citit poeziile, fără să am cartea în față, cu mare plăcere și am constatat această, eu consider această carte o scrisoare de dragoste către noi, către tine, către cei care te iubesc și cei care te vor iubi. Din creația Adinei Țuțară a recitat Cristi Matei, corespondent Radio România Actualități. Ia-mă, iubire, și pune-mă în colț, cu genunchii striviți de coș de nucă, precum stăteam, copil fiind, când mă pedepsea mama. Lasă-mi pielea să sângereze, căci rana ei e mai dulce decât tot urletul ce-l simt în mine și nu pot să-l dau, nu pot să-l cânt și nici să-l plâng. Ia-mă, iubire, și închide-mă undeva departe de unde ai scos toată amintirea și lasă-mi doar prezentul să mă bântuie în ceasul al 12-lea atunci când va cânta cocoșul de 3 ori. Ia-mă, iubire! Și vântură-mă în 4 zări, ca pe cenușa ultimului prizonier al vieții, căci nimic n-am fost și nimic nu voi fi fără tine. În paralel cu această manifestare culturală de prestigiu, s-a reușit și strângerea unor fonduri pentru copiii din centrul START pentru autism din Câmpulung. Fiecare fotografie a valorat o sumă de bani, iar banii obținuți au fost donați acestui centru. Acțiunea face parte din activitatea pe care o desfășoară an de an Clubul Lions din Câmpulung de a ajuta copiii cu probleme și pe cei care vor să facă performanță. Mănăstirea Slănic de pe Taborul Argeșean și-a servat unul dintre hramuri și anume schimbarea la fața Domnului. Înalt preasfințitul părinte Calinic a oficiat Sfânta Liturghie împreună cu un sobor de preoți și diaconi,
în altarul de vară din curtea mănăstirii. Cu această ocazie, ierarhul argeșan a hirotonit un diacon și un preot viețuitori în această mănăstire, iar starețul Clement Păunescu a fost ridicat la treapta de arhimandrit. Mănăstirea Slănic și-a sărbătorit unul din hramuri închinat praznicului schimbării la fața Domnului nostru Iisus Hristos. Încă de la primele ore ale dimineții, credincioșii au venit să participe la Sfânta Liturghie Arhierească, oficiată de înalt preasfințitul Părinte Calinic, în altarul de vară ridicat în curtea mănăstirii. În cuvântul de învățătură rostit cu această ocazie, arhiepiscopul argeșan a mulțumit credincioșilor care au venit cu mare bucurie, în număr destul de mare, pe taborul Argeșului, așa cum mai este numită mănăstirea Slănic. Cu această ocazie, înalt preasfințitul Părinte Calinic a făcut diacon un monah al mănăstirii și a hirotonit preot pe Părintele Gerasim, de asemenea viețuitor în acest sfânt lăcaș. Mărturisire, subsemnat ierodiacon Gerasim, candidat la hirotonia într-un ieromonac, mărturisesc înaintea lui Dumnezeu și înaintea preasfințitului Părintele Calinic, arhiepiscopul Argeșului și Mușelului, că dorind am învrâncit de Dumnezeescul har al preoției pe seama mănăstirii Slănic, din localitatea comună a noastră, județul Argeș, voi îndeplini cu râvnă tot ceea ce este spre binele și mântuirea obștii sfinte mănăstiri și a binecredincioșului învinător. Vrădică se vrădică se vrădică Axios, 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 Dignus est, Dignus est, Dignus est, Dignus est. Rednic est. În această zi, binecuvântată, Părintele Protosinghel Clement Păunescu a fost ridicat la treapta de arhimandrit. Despre importanța acestei mari sărbători a schimbării la fața Domnului a vorbit părintele consilier Andrei Mihai. Așadar, este o sărbătoare importantă. Vom vedea care sunt aspectele principale ale acestui praznic împărătesc și de ce este important acest praznic pentru noi și pentru viața bisericii. Evanghelia pe care am ascultat-o astăzi în cadrul și Dumnezeieștii Sfintei și Dumnezeieștii Liturghii ne arată care a fost parcursul sărbătorii. Pe scurt, Iisus a mers într-un munte pe care mai toți îl identifică ca fiind Taborul. Acolo s-a schimbat la față sau la chip, așa cum mai spun teologii bisericii, în fața a trei ucenici, Petru, Iacov și Ioan, aceștia au căzut cu fața la pământ pentru că nu poate omul să privească la strălucirea dumnezeiască. Un glas din nor, din cerul s-a auzit, acesta este Fiul meu cel iubit, de El sau pe El să-L ascultați. Iar apoi Iisus, în timp ce coborau de pe munte, ca după fiecare
întâmplare minunată, ca după fiecare minune le-a spus să nu spuneți nimănui nimic până după învierea mea. Toți evangheliștii, toți cei patru evangheliști consemnează schimbarea la față a Mântuitorului. Așadar, praznicul de astăzi are temei scripturistice. Prima atestare documentară a mănăstirii Slănic este în anul 1679. Despre acest schit, tradiția spune că a fost ctitorit de voievodul Vlad Țepeș. În anul 1805, din motive necunoscute nouă, schitul se desființează, biserica fiind mutată în jurul anului 1830 într-un sat din Vlașca. Viața monahală este reluată după anul 1930, ridicându-se în timp trei altare. Biserica Mare din Zid, ridicată în cinstea Sfintei Treimi și a Maicii Domnului, și două paraclise mai mici cu hramurile, schimbarea la față și Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica. Sportivul de la LPS Câmpul Lung, Armando Bănicioiu, a obținut în acest weekend o performanță de excepție la Campionatul Național de Probe Combinate Seniori Under-23, Under-20, Under-18, Under-16, etapa finală desfășurată pe stadionul Iolanda Balaș din București. Nandi a bătut un record național care data din 2018 în concursul de octatlon. José Armando Bănicioiu, sportiv pregătit de profesor Daniela Păcioianu la Liceul cu program sportiv Câmpul Lung, a realizat la sfârșit de săptămână o performanță de excepție. În cadrul concursului de octatlon din cadrul Campionatului Național de Probe Combinate, seniori Under-23, Under-20, Under-18 și Under-16, etapa finală, desfășurată pe stadionul Iolanda Balaș din București, Armando Bănicioiu a doborât un record ce data din 2018, demonstrând că este un sportiv complet în pofida vârstei destul de fragede. Din cele 8 probe la care a concurat, atletul mușcelean s-a impus la majoritatea. A fost un concurs pe care îl așteptam, a fost un obiectiv îndrăzneț pe care mi-l pusesem și, practic, din martie ne gândim la această dată de 5-6 august și întotdeauna este bine când se termină cu bine. După naționalele din 23-24, de unde Nandi s-a impus cu la 100 și la 200 de metri plat, am avut o pregătire centralizată unde am avut condiții excepționale și am coborât de la altitudine direct în București și a fost perfect. Copilul s-a comportat exemplar, practic din cele 8 probe la care a concurat, la 4 și-a făcut record personal și 6 probe din cele 8 au fost câștigate de el. În prima zi de concurs avem 100 metri plat, săritura în lungime, aruncarea greutății, săritura în înălțime, toate într-o singură reuniune, după amiaza pauză. A doua zi de concurs, deci duminică, am avut 90 metri garduri, aruncarea discului, aruncarea sulitei și proba de rezistență 1000 de metri. Deci putem spune că, din acest punct de vedere, Nandi este un sportiv complet. Da, și din acest punct de vedere, la vârsta lui este exact ceea ce trebuie pentru performanță. Adică specializarea la vârsta asta nu prea a trebuit să existe. Pentru marea performanță. Exact, da. Înțeleg că a realizat un record național. A realizat un record național care e datat din 2018. S-a întrecut la câteva probe, nu ne așteptam. Adică a fost peste antrenamentele noastre, că știți, întotdeauna antrenamentele ies mai bine. Dar mobilizarea și dorința lui, ambiția lui au fost exact ceea ce trebuia pentru acest rezultat. Urmează probabil 7-10 zile de pauză, pentru că și el trebuie să este copil, să nu uităm că are 15 ani și trebuie să se bucure de familie. Toți merităm o relaxare, o vacanță și după începem pregătirea cu obiective îndrăznețe, deja el trece la altă categorie și aici apar concursurile internaționale. Dorința noastră este să fim sănătoși, pentru că știm ce avem de făcut și
să fim ajutați, să avem ceea ce ne trebuie, pentru că suntem pe drumul cel bun. După o scurtă perioadă de refacere, sportivii se vor întoarce pe teren pentru a relua pregătirea în vederea competițiilor internaționale care vor debuta în toamnă. În perioada 4-13 august la Pitești se desfășoară încă o competiție de nivel continental, Campionatul European de Basket Under 16. România joacă în prima fază a competiției în cadrul grupei A, alături de selecționatele similare ale Georgiei, Islandei, Austriei și Bosniei Herțegovina. Federația Română de Basket organizează în perioada 4-13 august la Pitești întrecerile continentale de cadeți FIBA Under 16 European Championships Division B. Astfel, municipiul Pitești va găzdui competiția europeană dedicată sportivilor de până la 16 ani, la start urmând să fie prezente 21 de echipe naționale, printre care se numără și reprezentativa României. Meciurile internaționale din cadrul acestor întreceri continentale se desfășoară în Pitești Arena, Sala Sporturilor Giurgel Ziguli și Sala de Sport a Universității Pitești. Competiția continentală este organizată cu sprijinul Agenției Naționale pentru Sport, Primăriei Municipiului Pitești și a Consiliului Local Pitești, precum și al sponsorilor Federației Române de Basket și al unor parteneri locali, dar și al echipei locale de primă ligă FC Argeș-Pitești. Conform tragerii la sorți, România joacă în prima fază a competiției în cadrul grupei A, alături de selecționatele similare ale Georgiei, Islandei, Austriei și Bosniei Herțegovina. Primele două clasate urmând să avanseze în sferturile de finală. Iată și componențele celorlalte trei grupe. Grupa B, Ungaria, Ucraina, Marea Britanie, Estonia și Norvegia. Grupa C, Elveția, Cehia, Danemarca, Croația, Irlanda și Luxemburg. Grupa D, Bulgaria, Suedia, Portugalia, Slovacia și țările de jos. Cea mai tânără echipă națională a României a reușit să obțină matematic calificarea în sferturile de finală ale FIBA Under 16 European Championships 2023 după 3 victorii în primele 3 jocuri, 72-50 cu Austria, 90-88 cu Islanda și 66-62 în fața Georgiei. Ultimul meci din grupă este programat marți 8 august de la ora 18 contra reprezentativei Bosniei Herțegovina. Mâine în județul Argeș vremea va fi instabilă, iar termometrele nu vor indica mai mult de 25 de grade Celsius. În cea mai mare parte a zonei va ploua. La Nușoara vor fi doar 17 grade Celsius. La Rucăr termometrele vor indica până la 18 grade Celsius, iar cerul va fi acoperit de nori și va ploua. De asemenea, va ploua și la Mușătești, unde vor fi cel mult 21 de grade Celsius. La Corbi vor fi 20 de grade, iar la Vlădești vremea va fi în general frumoasă. Vor fi înregistrate până la 22 de grade Celsius. Și la Câmpul Lung vremea va fi bună, vor fi 20 de grade. În sud vom avea parte de ploaie și de temperaturi de până la 24-25 de grade Celsius. La Pitești vremea va fi închisă, cerul va fi acoperit de nori, va ploua și vor fi 24 de grade. În Dâmbovița vor fi înregistrate temperaturi de până la 25 de grade Celsius, însă la Râul Alb va ploua. Aici vor fi doar 18 grade Celsius. La Maluku Flori vor fi înregistrate până la 20 de grade, iar la Voinești vom avea 22. În sud, vremea se va menține frumoasă și senină, cu temperaturi de până la 23 de grade Celsius la Mătăsaru, la Petrești vor fi până la 24 de grade, 25 vor fi la Șelaru. La Răscăieți, termometrele vor indica până la 24 de grade Celsius, iar la Odobești vor fi 25. La Târgoviște vom avea parte de nori și de ploaie și temperaturi de până la 24 de grade. La noapte cerul va fi acoperit de nori, va ploua și vor fi înregistrate temperaturi ce nu vor depăși 12 grade Celsius. Mâine la Câmpul Lung cerul se va menține mai mult senin și vor fi înregistrate 20 de grade. Miercuri se va încălzi ușor, vor fi 23 de grade. De asemenea și joi va fi o zi cu cer mai mult senin și temperaturi de până la 23 de grade. Acestea sunt momentan informațiile. Ne revedem mâine! Doamnelor, domnilor, grupajul informativ se încheie aici. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să urmăriți o nouă ediție a emisiunii Magazin Sportiv. Vă doresc vizionare plăcută!